Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Îi spunem un bun revenit invitatului nostru din seara aceasta, nimeni altcineva decât domnul Bebe Ceaușu, pastor la Biserica Baptistă Harul din Ineu. Frate pastor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Iată-ne că, cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem din nou într-o nouă emisiune, bineînțeles cu un subiect pe care noi, spunem, îl tratăm cu foarte mare interes și comunitatea în creștină, cred că ar trebui să-l trateze cu foarte mare interes și este vorba despre citirea Sfintelor Scripturi, aprofundarea învățăturilor biblice, practic, să spunem, hrana aceasta spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că astăzi, împreună cu dumneavoastră, vom trata subiectul acesta al studierii Scripturii, a citirii Cuvântului lui Dumnezeu și i-am spus în mod, să spunem așa, generic, 10 motive să citești Biblia în întregime. V-am provocat la acest subiect pentru că observăm și noi, ca și mulți alții, ca și dumneavoastră, ca mulți, practic, din generația aceasta, că, de fapt, Biblia se citește din ce în ce mai puțin. La nivelul acesta al lecturii și al aprofundării Cuvântului Dumnezeu, vedem că este o tendință majoră în a nu mai citi, a ne mulțumi cu vizionarea unei predici pe internet, poate a unor mesaje, crâmpeie mesaje pe social media, dar o citire temeinică a Sfintei Scripturi, vedem că e din ce în ce mai la îndemână, dacă se poate spune, adică tendința aceasta de a evita citirea Sfintei Scripturi este în creștere. Vreau să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră situația actuală și, până la urmă, cam ce ar trebui să facem și, bineînțeles, apoi vom vedea care sunt cele 10 motive pentru citirea Scripturii. Așa este, aceasta este o realitate tot mai evidentă, faptul că noi credincioșii ne îndeletnicim tot mai puțin cu citirea Scripturii, deși știm că este cea mai importantă carte din istoria omenirii. Este cea mai răspândită, fiind tipărită în peste 6 miliarde de exemplare. Este tradusă în întregime în 704 limbi și dialecte, iar Noul Testament este disponibil în 1551 de limbi. Noi credincioșii, în special credincioșii evanghelici, știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu revelat prin Duhul Sfânt, este descoperirea voii și a planului lui Dumnezeu de mântuire. Este, așa cum se spune pe înțelesul tuturor, scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru omenire. Și cu toate acestea, repet, este citită tot mai puțin. Biblia este o carte atât de valoroasă încât mulți oameni au murit în încercarea de a o traduce și de a o pune în mâinile credincioșilor. Cred că mulți dintre telespectatori știu că John Wycliffe, cel care a realizat prima traducere a Bibliei în limba maternă, în limba engleză, și-a propus să pună la dispoziția conaționalilor săi Biblia în limba maternă, astfel încât, spunea el, și plugarii și lăptăresele să o poată citi și studia, nu doar clerul. Și în felul acesta, punând Biblia în mâinile credincioșilor, ale oamenilor de rând, Wycliffe practic a pavat drumul pentru începerea reformei protestante. Mi-am adus aminte că am citit în urmă cu mai mulți ani, într-una dintre cărțile fratelui Petru Popovici, faptul că atunci când Biblia era atât de scumpă în România, încât doar boierii și-o permiteau, oamenii dintr-o anumită localitate o închiriau pentru 24 de ore în schimbul unui car de fân. Imaginați-vă că oamenii din localitatea respectivă se adunau într-o casă, într-un loc anume, și timp de 24 de ore în continuu citeau Biblia pentru că știau că a doua zi trebuie să o returneze. Iar noi avem astăzi Biblia în atât de multe traduceri, în atât de multe formate, însă impresia mea, și nu doar impresia, convingerea mea este că nu o prețuim așa cum ar trebui. De ce oare nu citesc credincioșii Biblia? Bineînțeles, este o dramă lucrul acesta. Un studiu realizat în anul 2019 a scos la iveală faptul că doar două treimi dintre creștini nu citesc Biblia în mod regulat în fiecare zi,
iar 80% dintre creștini nu au citit niciodată Biblia în întregime. Așadar, haideți să vedem câteva motive, mai exact 10 motive pentru care ar trebui să citim Biblia în întregime, fie că o citim în decursul unui an sau a unei perioade mai lungi de timp. Mai întâi, ar trebui să citim Biblia în întregime pentru că ea ne-l descoperă pe Dumnezeu. Ne-l descoperă pe Dumnezeu însuși, ne descoperă planurile sale, lucrările sale, felul în care a pregătit și a realizat răscumpărarea noastră din păcat. Biblia este sursa ultimă, este sursa supremă care răspunde la întrebările noastre despre Dumnezeu. De exemplu, în Evrei, capitolul 1, primele două versete, Biblia spune: după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. În al doilea rând, ar trebui să citim Biblia pentru că prin ea ne vorbește Dumnezeu. M-am gândit cine nu ar vrea să-L audă pe Dumnezeu vorbindu-i, mai ales în acele situații incerte, tensionate, când ai de luat decizii majore care îți pot influența viața pentru totdeauna și nu știi ce decizii să iei. Pastorul american John Piper spunea: dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți, atunci citește Biblia. Dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți cu voce tare, atunci citește Biblia cu voce tare, pentru că Biblia este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu, este felul practic și pragmatic, dacă vreți, prin care Dumnezeu ne vorbește. În al treilea rând, ar trebui să citim Biblia pentru că ea ne oferă perspectiva corectă asupra veșniciei. În Ioan, capitolul 5, versetul 39, Mântuitorul spune: cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți sau găsiți viața veșnică. Există nenumărate teorii și interpretări cu privire la veșnicie și nu știi ce să mai crezi. Ei, prin citirea Bibliei vei descoperi tu însuți perspectiva corectă și nu vei fi toată viața dependent de interpretările altora. În al patrulea rând, citirea Bibliei îți arată cât de mult îl prețuiești pe Dumnezeu. Vedeți, noi credincioșii evanghelici afirmăm că îl iubim pe Dumnezeu și da, este foarte simplu să declar ce vrei. Dar cum demonstrăm ceea ce declarăm? Să spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar să nu-ți faci timp 5 minute măcar să citești câteva rânduri din această scrisoare de dragoste pe care Dumnezeu ți-a trimis-o, este un nonsens. Dacă prin Biblie îmi vorbește Dumnezeu, atunci voi face tot posibilul ca timp de câteva minute să stau în liniște și să-L ascult, să văd ce vrea să-mi spună prin cuvântul Lui. În al cincilea rând, citirea Bibliei ne sfințește și ne ține departe de păcat, de aceea ar trebui să o citim. Autorul Psalmului 119 spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iar Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenicii lui și nu doar pentru ei, ci pentru noi toți. A spus: Tată, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În al șaselea rând, citirea Bibliei ne transformă mintea, ne transformă gândirea și putem să discernem deslușit, limpede, voia lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 12, Pavel scrie: vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce înseamnă lucrul acesta? În mod practic, s-a descoperit că oamenii care citesc Biblia de cel puțin 4 ori pe săptămână au 57% șanse să nu se apuce sau, dacă s-au apucat deja, să renunțe la consumul de substanțe tocmai sau drogurile. 68% nu vor avea relații sexuale în afara căsătoriei, doar pentru că citesc Biblia. Astfel de oameni care citesc Biblia în mod regulat, de cel puțin 4 ori pe săptămână, vor fi în proporție de 61% mai puțin interesați de pornografie, iar 74% dintre ei vor fi mai puțin interesați de jocurile de noroc. Iată aspectele practice ale citirii Bibliei, felul în care Dumnezeu ne sfințește prin citirea Scripturii. În al șaptelea rând, citirea Bibliei ne face creștini mai buni. Ce vreau să spun? Citirea Bibliei ne ajută să ne maturizăm în credință, să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual, să fim roditori, să proclamăm adevărul Evangheliei cu curaj.
creștinii care citesc Biblia de cel puțin 4 ori pe săptămână, așa cum am zis mai devreme, sunt cu 230% mai dispuși să-și împărtășească credința și să ajute la ucenicizarea altora în comparație cu creștinii care citesc mai rar Biblia. În al 8-lea rând, citirea Bibliei ne încurajează și ne întărește când trecem prin necazuri. Atunci când cineva este descurajat, când este deznădăjduit sau poate chiar disperat, depresiv, când trece prin suferințe fizice, prin necazuri, când se confruntă cu situații care îl copleșesc, poate găsi în Biblie învățăturile potrivite, mângâierea, tăria, speranța și ajutorul ca să își rezolve problemele și să meargă mai departe. Vă aduceți aminte, atunci când Iosua a fost într-o asemenea situație dificilă, Dumnezeu i-a spus, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. În al 9-lea rând, Biblia îți oferă călăuzire practică în viață. Vedeți, cu toții ajungem în situații dificile și nu știm ce să facem atunci. Suntem conștienți că un singur pas făcut în direcția greșită ne va duce pe o cale greșită, care ar putea să influențeze negativ familia, locul de muncă, relațiile cu cei dragi și nu vrem să se întâmple așa ceva. Ei, în astfel de momente ne-am dori călăuzire supranaturală. Și tocmai asta face Biblia, ne oferă călăuzire supranaturală, pentru că în ea găsim sfaturi practice din partea lui Dumnezeu. Psalmistul spunea în vechime, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Prin Biblie, Dumnezeu ne arată calea în viață, ne învață ce să facem și ce să nu facem, ce decizii să luăm pentru a fi binecuvântați în viață și ce decizii să nu luăm. Biblia este, dacă vreți, ghidul perfect pentru orice om. În 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17, Pavel scrie că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ar mai fi 1001 de motive pentru care ar trebui să citim Biblia în întregime, însă mă mai rezum doar la unul. În al 10-lea rând, trebuie să citim Biblia măcar pentru cultura noastră generală. Vedeți, unii ridiculizează Biblia susținând că este o carte de basme, de mituri și legende și a devenit o practică destul de comună ca oamenii să-și etaleze cunoștințele biblice citând greșit sau rupt din contextul lor literar, istoric sau cultural, afirmații sau întâmplări din Biblie. Și unii credincioși se simt dezarmați în fața acestor argumente, tocmai pentru că ei nu au citit Biblia și nu știu cum să răspundă în mod adecvat. Ei, provocarea mea pentru frații noștri de credință, de fapt pentru toți cei care ne ascultă, este să citească anul acesta sau să înceapă anul acesta și să continue anul viitor să citească Biblia în întregime. Dacă nu sunt interesați de ea ca și cuvânt al lui Dumnezeu, să o citească măcar pentru propria cultură generală. Nu de mult m-am uitat la o emisiune de cultură generală și una dintre întrebările dificile la nivelurile superioare era o întrebare din Biblie la care mie mi-a fost foarte, foarte ușor să răspund. Însă cel care a fost pus în situația de a răspunde nu mi-aduc aminte, dar cred că nu a răspuns. Deci măcar pentru cultura noastră generală să citim Sfânta Scriptură. Vedeți dumneavoastră, morala și sistemul juridic al majorității națiunilor occidentale s-au sprijinit secole de-a rândul pe învățăturile Bibliei, deci să o citim măcar din curiozitate și pentru cultura noastră generală. Acestea ar fi câteva motive pentru care ar trebui să citim Biblia în întregime. Foarte bune motivele și cu siguranță, așa cum ai spus și tu, s-ar găsi mult mai multe motive dacă ne-am pune efortul. Fiecare dintre noi am găsit cel puțin câteva. Este clar, în primul rând reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, reprezintă viața și acolo ar trebui să fie sursa noastră de hrană. Dar iată-ne că trăim în secolul 21, bebe, și e destul de dificil în vremurile acestea. Dacă am stat de vorbă cu diverse persoane,
din diverse medii, hai să spunem, de la oraș, de la țară, mai tineri, mai în vârstă, cu siguranță am aflat mai multe sau mai puțin motive, mai puține motive pentru care citesc sau nu citesc Sfânta Scriptură. Și mă gândesc aici la vremurile acestea pe care le trăim. Trăim niște vremuri foarte, a spune eu, presante din punct de vedere al timpului. Până la urmă, societatea a avansat, tehnologia a avansat, tot ce se întâmplă în jurul nostru a avansat, dar timpul a rămas același pentru fiecare dintre noi. Adică ziua tot de 24 de ore. Din potrivă, suntem mai solicitați, suntem mai, mai angrenați în tot felul de lucruri. Așa că una dintre, să spunem așa, unul dintre motivele pentru care citim mai puțin, a spune că ar fi lipsa timpului. Sunt mai multe motive pentru care oamenii citesc mai puțin sau, practic, nu mai au dragostea aia, hai să zic și chestia, plăcerea aceea de a se înfrupta din Cuvântul lui Dumnezeu, dar una dintre, poate cea mai prezentă motivație atunci când vorbim despre necitirea Cuvântului este că nu prea am timp sau citesc în fugă sau mă rezum la ceva pe care găsesc pe Facebook. Cum vezi tu motivația aceasta? Așa este, când este adus în discuție problema citirii Bibliei cu regularitate în fiecare zi, se ridică câteva obiecții instantaneu și invariabil. Unele trebuie să recunosc că mi-au trecut și mie prin minte de multe ori. Vedeți, fiind o carte care intimidează prin dimensiunile ei, dar și prin mesajul mai dificil de înțeles pe alocuri, mulți renunță să o citească înainte de a o începe. Este ca și cum s-ar afla în fața linii de start pentru un maraton. Ei, un astfel de proiect îi înspăimântă. Însă, cei mai mulți oameni care au reușit să citească Biblia în întregime mărturisesc că a fost o bucurie imensă să ajungă la final, dar mai mult de atât, dincolo de bucuria de a o fi citit, au mărturisit că citirea Bibliei în întregime le-a schimbat viața. Și, într-adevăr, așa cum anticipați dumneavoastră, una dintre obiecțiile majore este că oamenii nu au timp și noi cu toții știm că nu au oamenii timp. În zilele acestea, toți vor o parte din timpul nostru. Copiii vor să le ofere atenție, soțul sau soția vrea să petreci timp cu el sau cu ea, șeful de la serviciu vrea să rămâi peste program și să faci ore suplimentare, prietenii vor să ieși cu ei, biserica are nevoie de slujirea ta, toți vor timpul tău. Ei, și în acest răstimp, ca să folosesc un joc de cuvinte, teancul de cărți pe care ți-ai propus să le citești devine tot mai mare. Este destul de dificil să mai adaugi un timp regulat, zilnic, pentru citirea Bibliei în programul tău care este deja foarte aglomerat. Însă, haideți să fim onești, să fim suficient de curajoși, de sinceri, să recunoaștem adevărul. Dacă suntem prea ocupați să citim 10 minute din Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că suntem mai ocupați decât vrea Dumnezeu să fim. În acest caz, eu consider că nu avem o problemă de timp, ci o problemă de priorități. Ne petrecem timpul, ne cheltuim viața pe lucruri care credem noi că ne împlinesc. Dacă credem că familia ne împlinește, ea va deveni centrul universului nostru. Dacă trăim cu convingerea că slujba sau cariera profesională ne aduc cele mai mari împliniri, atunci în jurul lor vor gravita prioritățile noastre. Dacă vacanțele, concediile, călătoriile, confortul, distracția, plăcerile de un fel sau altul ne împlinesc, ele vor deveni prioritare pentru noi. Dar dacă relația cu Dumnezeu, cunoașterea Lui, asemănarea cu Hristos sunt cele care ne împlinesc, atunci acestea vor deveni prioritățile noastre. Vedeți, suntem ființe însetate după semnificație, după împlinire. De fiecare dată când întâlnim vreo fântână care ne-ar putea stâmpăra această sete, ne sați din ea. Dacă fântâna aceasta se numește plăcere, vom bea din ea. Însă dacă fântâna aceasta se numește Dumnezeu, vom bea de asemenea din ea. Și dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Fiecare dintre noi are nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de Hristos. Dacă El este important pentru noi, atunci trebuie să luptăm să-I dăm din timpul nostru. Așa cum spuneați și dumneavoastră, ziua are 24 de ore pentru fiecare. Trebuie să ne facem timp. Timp nu avem, dar trebuie să ne facem timp. Să dăm la o parte alte lucruri care ne fură timpul și să-I dăm lui Dumnezeu măcar 10 sau 15 minute în fiecare zi să ne vorbească prin cuvântul Lui.
Amin, așa să fie, așa ne dorim și teoretic sună foarte bine, dar în practic știm că nu e chiar atât de ușor. Mai ales că, dacă să ne uităm, majoritatea dintre noi când ne trezim dimineața, prima dată punem mâna pe telefon. Și cred că ai mai auzit de obiceiurile astea. Mai la îndemână este să punem mâna pe telefon decât pe Biblie, să vedem ce ne spune Dumnezeu în ziua aceea. O altă motivație pe care vreau să ți-o aduc în față este aceea că Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el prezentat, ai spus că e o carte destul de groasă, cu multe cărți înăuntru. Prima parte a Bibliei este destul de, să spunem așa, de complexă, cu lucruri care poate la un moment dat plictisesc. Mi-aduc aminte doar prima mea experiență cu citirea Vechiului Testament, în care la un moment dat, când a început pe acolo, pe la Levitic, Numeri și tot așa, în care se înșirau tot felul de nume și neamuri și obiceiuri și descurajant, să zic așa, să mergi mai departe. Nu toate cărțile sunt ușor de citit, nu mai spun de ușor de înțeles, vă dați seama, mai ales pentru cineva care nu are experiența aceasta a unei cateheze, a unei, să spunem, școli duminicale, mă refer la cei care prima dată interacționează cu Scriptura, chiar și dintre creștini, sunt descurajați și la un moment dat renunță când dau de asemenea pasaje. Care sunt, să spunem, sfaturile tale, ce ar trebui să facem când cineva are această dificultate? Da, știu că sunt unele cărți din Biblie mai captivante, în special cele istoric-narrative, iar altele sunt mai, cum să mă exprim, mai puțin captivante, precum Levitic sau Numeri, pe care le amintează dumneavoastră, Deuteronom sau mai ales cărțile cronicilor, 1 Cronici, unde sunt peste 600 de nume amintite. Acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă treci mai departe, e foarte ușor să ajungi la final, da? Sau cărțile profetice, unde mesajele sunt mai dificil de înțeles. Însă, dacă dincolo de listele acestea interminabile de nume, de numere și de slujbe, de ritualuri irelevante pentru noi, pentru cei din zilele noastre, dacă reușești să vezi dincolo de ele felul minunat în care Dumnezeu și-a făcut drum spre tine să te mântuiască, cum a pregătit practic scena pentru venirea în lume a Fiului Său să-ți aducă mântuirea, atunci nu ți se vor mai părea atât de anoste aceste cărți. Dacă pur și simplu îți vine să renunți când ajungi la o asemenea porțiune din Scriptură, nu trebuie să faci altceva decât să pui acolo un semn unde ai rămas și să treci mai departe, iar peste câteva zile, când entuziasmul tău va fi din nou la cote mai ridicate, întoarce-te și mai citește câteva capitole din acele cărți mai puțin captivante. Nu trebuie să renunți să citești și părțile captivante doar pentru că unele porțiuni ți s-au părut mai puțin interesante. Trebuie să fii perseverent și într-un final o să reușești să citești Biblia în întregime. Poate ar fi o idee bună să citești Biblia sau porțiunea aceea din Biblie împreună cu un prieten sau cu mai mulți. Întotdeauna este mai ușor când faci anumite lucruri alături de prieteni. Sunt într-un grup la biserică, dacă se poate, dacă sunt într-o biserică cu soția acasă, cu familia, da, se poate face lucrul acesta foarte simplu. Hai să o luăm puțin în extrema cealaltă. Sunt unii oameni care citesc, alții care chiar se țin de lucrul ăsta, se țin atât de mult încât la un moment dat a devenit literă de lege, să spun așa, trecem în extrema legalismului, în care la un moment dat se simt vinovați dacă cumva n-au citit în dimineața aceea sau în ziua aceea din Cuvântul lui Dumnezeu, din diverse motive, să spunem că au ratat sau știu eu, s-a întâmplat ceva și atunci au această apăsare că, domne, a trecut ziua și n-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu sau am greșit cu ceva că n-am putut. Care e limita asta între a nu citi și a citi până la urmă în așa fel încât la un moment dat să mă simt vinovat chiar să trec în partea aceasta a legalismului? Da, apropo de legalism, din punctul meu de vedere este un termen destul de abuzat în mediul evanghelic. Sunt mulți care consideră că dacă ai anumite practici sau obiceiuri, rânduieli, fie bisericești, fiecare țin de... Am și eu această senzație și te rog dacă se poate să mai repezi ce ai zis, pentru că îmi place cum a sunat. Deci este un termen destul de... Este un termen destul de abuzat în mediul evanghelic, da.
Asta e adevărul și sunt de acord. Da, sunt mulți care consideră că dacă ai anumite practici sau obiceiuri, anumite rânduieli, spuneam, fie bisericești, fie rânduieli care țin de propria spiritualitate, de relația ta cu Dumnezeu, atunci ești legalist. Doar ceea ce este nou sau spontan nu este legalism, în rest cam totul este sau ține de legalism. Dacă mergi la aceeași oră la rugăciune ca părinții tăi, ești legalist. Dacă te rogi în același fel, adică pe genunchi, ești legalist. Dacă cânți doar un anumit tip de muzică sau o cânți într-o anumită manieră, de asemenea, ești legalist. Și bineînțeles, în viziunea celor care susțin aceste lucruri, a citi Biblia, bineînțeles, este tot un semn de legalism. Dar trebuie să înțelegem că legalismul are de-a face cu felul în care înțelegem mântuirea. Pentru Pavel, legaliștii erau cei care spuneau că pe lângă mântuirea prin credința în Hristos, trebuiau să mai respecte și legea mozaică, să se circumcidă și așa mai departe. De fapt, de la lege vine și cuvântul legalist sau cuvântul legalism. Legalismul impunea să faci tu ceva pentru propria-ți mântuire, însă noi, credincioșii evanghelici, înțelegem sau ar trebui să înțelegem că mântuirea este opera exclusivă a lui Dumnezeu pe care ne oferă prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu avem niciun temei de laudă înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Însă vreau să înțelegem că atunci când citim Biblia, de fapt noi vrem să petrecem timp cu Dumnezeu, să ne exprimăm devotamentul și dragostea pe care îi le purtăm, nici de cum să căpătăm anumite merite înaintea Lui sau să-L determinăm să ne iubească mai mult. Aici ar fi legalism dacă am considera că citirea Bibliei ne aduce merite înaintea lui Dumnezeu sau că am fi mai favorizați de El. Vedeți, eu personal citesc Biblia zilnic pentru că am nevoie de hrană pentru suflet. Am nevoie să mi se reamintească în fiecare zi faptul că Dumnezeu m-a iubit necondiționat și că în ciuda nevredniciei mele Dumnezeu m-a mântuit. Citesc Biblia în fiecare zi pentru că am nevoie de încurajare și la modul cel mai sincer vreau să mărturisesc că nu știu cum aș putea să rezist în această lume plină de tentații, fără încurajarea sau fără mângâierea pe care Dumnezeu mi le oferă prin cuvântul Lui. Nu-mi doresc ca cineva să citească Biblia în întregime sau să o citească zilnic, gândindu-se că astfel va atinge un anumit standard, că va fi privit cu mai multă îngăduință de Dumnezeu. Ci sper că o va citi pentru a se bucura de ospățul sufletesc pe care Dumnezeu îl oferă zilnic. Ar fi păcat să-ți lași sufletul flămând și însetat când Dumnezeu îți oferă un așa festin prin cuvântul Lui. Bineînțeles, ar putea să fie zile în care să nu fii foarte entuziasmat să citești din Biblie, mai ales dacă, așa cum spuneam, ajungi la Levitic, la Numeri sau la 1 Cronici. Dar așa cum uneori mănânci în ciuda faptului că nu ai poftă de mâncare, dar știi că trupul tău are nevoie de hrană, altfel nu va rezista, la fel nu este nimic legalist în a-ți hrăni sufletul din cuvântul lui Dumnezeu în ciuda faptului că într-o zi nu ești foarte entuziasmat de el. Și nu este cu nimic mai legalist, din punctul meu de vedere, să te ții de un plan de citire zilnică a Bibliei, așa cum te ții de un plan regulat să mănânci, alegând să te întâlnești cu Dumnezeu în fiecare zi pentru a avea părtășie cu El, este un act de credință, din punctul meu de vedere, și de dedicare față de Dumnezeu. Așa este și mă bucur că ai menționat lucrul acesta. Capitolul acesta, legalismul, este un subiect abuzat și disciplina spirituală, să știi că nu are cum să devină legalism, zic eu, dacă ai făcut așa cum trebuie, să faci diferențierea între ceea ce a însemnat legea, a respecta legea ca un plus pentru a adăuga la mântuire, da, asta era, și apoi să nu confundăm lucrul acesta cu disciplina spirituală, pentru că ceea ce ai zis face parte din disciplina aceasta a rugăciunii, a citirii Scripturii și tot așa. Încerc să mă gândesc la un alt motiv pe care l-am întâlnit și cred că și pe mine câteodată mă mai bate gândul acesta, este că la un moment dat devine confuz, plictisitor, în sensul că mereu citești același lucru, unele deja le știi, ca și cum te întoarce mereu la aceleași lucruri pe care le-ai tot auzit, le-ai citit, parcă nu te mai atrage, știi, devine puțin atractiv și o faci că știi că trebuie să o faci. Sau chiar și la biserică se întâmplă să auzi un text pe care l-ai auzit de nu știu câte ori. Deci o citire dintre aceasta pe care o faci mereu, la un moment dat devine chiar
zic eu, plictisitoare. Nu-ți mai atrage interesul și zici, băi, am mai citit asta de 20 de ori. Cum trecem peste motivația aceasta? Așa se întâmplă mereu cu orice proiect pe termen lung. Tindem să devenim plictisiți de el și când nu mai înțelegem să fim confuzi. Și la fel se întâmplă și cu citirea Bibliei. Te poate pune în situația de a deveni plictisit și confuz. Și trebuie să recunosc că nu doar dumneavoastră sau unora dintre telespectatorii se întâmplă asta, ci și mie mi se întâmplă asta. Sunt porțiuni care nu mi se par atât de relevante pentru zilele noastre, așa că aș vrea să trec peste ele. Dar trebuie să ținem cont că, vedeți, pentru generațiile cărora le-au fost adresate acele cuvinte, au fost vitale, informația aceea a fost vitală. De ele depindeau viața, familia și slujirea acelor oameni. Pentru noi, de exemplu, genealogiile din Scriptură, care sunt destul de multe, nu înseamnă mai nimic decât niște liste interminabile de nume, însă pentru evrei erau buletinele lor de identitate. Cu cât puteau să meargă mai în urmă cu amintirea strămoșilor lor, cu atât erau mai credibili. Acesta este unul dintre motivele pentru care Matei și Luca amintesc genealogia Domnului Iisus Hristos și merg cât se poate de în spate. Când Ezra s-a întors împreună cu câteva zeci de mii de oameni din robia babiloniană, Scriptura ne spune că unii dintre urmașii preoților nu și-au găsit spițele de neam, adică genealogiile. Și atenție, pentru acest detaliu, doar pentru acest detaliu, nu au mai fost lăsați să slujească. Vă dați seama cât de importante erau genealogiile pentru ei, deși pentru noi nu înseamnă mare lucru. Ei, dacă ți se pare plictisitor să le citești, adu-ți aminte că pentru destinatarii originali erau foarte importante. Ba mai mult, Apostolul Pavel mărturisește în 1 Corinteni, capitolul 10, și repetă de două ori, odată în versetul 6 și odată în versetul 11, că tot ce este scris în Vechiul Testament, deși nu ne vizează în mod direct pe noi, a fost scris pentru învățătura noastră. Adică putem învăța ceva din fiecare text biblic. Iar dacă cineva devine confuz și nu înțelege un anumit text, tot ce trebuie să facă este să aibă răbdare, pentru că contextul o să îi explice semnificația textului respectiv. Dacă nu reușește să înțeleagă nici așa, atunci ar fi bine să consulte un comentariu biblic sau să întrebe un păstor, un credincios mai matur în credință, cu mai multă experiență în studierea Scripturii. Foarte important. Mă mai gândesc totuși la o altă idee care mi-a venit acum în minte, și anume despre citirea unei anumite părți din Biblie și ignoranța față de restul. Sau, a spune, de exemplu, mie îmi place foarte mult cartea Evanghelistului Ioan. Și mai sunt și alte cărți care îmi plac în mod deosebit, dar aș spune una din Noul Testament, hai să spun și una. Îmi place foarte mult cartea Iosua, de exemplu. O carte istorică, da? Mai îmi place foarte mult cartea Estera sau Psalmii. Și din când în când încerc să citesc din aceste cărți, Proverbe, nu-ți mai spun. Deci dacă e o carte într-adevăr foarte așa la îndemână, este, sau chiar Eclesiastul, este o carte destul de la îndemână pentru noi, mai ușor de înțeles, deși și acolo este multă teologie. Nu mă bate gândul niciodată să mă duc undeva în altă carte din Vechiul Testament sau știu eu, să mă apuc acum să citesc Galaten, să văd care e. Deci sunt cărți care îmi plac și cărți care îmi plac mai puțin. Deci intrăm în chestiile astea grele de teologie, așa că încerc să mă concentrez pe o anumită carte. Când vorbim de Apocalipsa, nici atât. Adică acolo este ceva interzis, pentru că oricum sunt atât de multe chestii greu de înțeles încât evit să citesc cartea aceea. Cum vezi tu problema aceasta a preferințelor, să zic? Așa este, spuneam și mai devreme că unele cărți sau pasaje din Scriptură sunt mai ușor de înțeles, altele mai greu de înțeles. Și există și obiecția aceasta că decât să citim toată Biblia și să nu înțelegem porțiuni mari din ea, mai bine studiem o singură carte până când o înțelegem foarte bine. Și cu siguranță este frumos, este extraordinar de bine să înțelegi o carte din Scriptură atât cât se poate. De exemplu, să înțelegi foarte bine una dintre cele patru evanghelii, așa cum spuneați dumneavoastră, sau Epistola către Romani, care este
încărcată de semnificație teologică și are și sfaturi practice pentru noi în a doua parte a epistolei. Mi-aduc aminte că profesorul meu de hermeneutică ne sfătuia să facem lucrul acesta, să alegem o carte pe care să o studiem în profunzime pe parcursul unui an și apoi să alegem altă carte și tot așa, în fiecare an să studiem foarte bine o carte. Să vedeți dumneavoastră, pe lângă faptul că ar trebui să fii consecvent 66 de cărți, 66 de ani, ca să studiezi în profunzime toate cele 66 de cărți, trebuie să ții cont că după, eu știu, 10, 15, 20 sau 50 de ani, vei uita aproape tot ce ai studiat în primii ani. Ba mai mult, dacă vei cunoaște doar o carte sau două din Biblie foarte bine, vei fi tentat ca în discuțiile cu alții să interpretezi orice argument prin prisma acelei sau acelor cărți. Și mai e ceva, după 30-40 de ani de credință, ar fi cel puțin nepotrivit să nu știi absolut nimic despre una dintre cărțile Bibliei, pentru simplul fapt că nu ai înțeles-o sau nu ai citit-o niciodată. Da? Deci trebuie citită măcar o dată în întregime Biblia și aceasta cât mai curând după ce cineva se întoarce la Dumnezeu. Foarte important. Slavă Domnului! Noi cei mai, să spunem, mai în vârstă în credință, suntem unii în biserică de mulți ani de zile, am tot auzit, am tot citit, să spunem așa, stăm poate bine cu Cuvântul lui Dumnezeu, toate și stăm mai puțin bine cu practica, cu ortopraxia, ca să zic așa. Dar la teorie știm foarte bine, cunoaștem bine Cuvântul Domnului și mai exersăm ceea ce înseamnă practica. Am putea spune că, domnule, cam ce am avut de învățat, am învățat în anii aceștia, în 20-30 de ani de credință. Singura mea preocupare acum ar fi să pun în practică. Aici este lupta noastră de zi cu zi și ăsta e și adevărul, că într-adevăr ne luptăm cu noi înșine și cu ispitele și cu viața aceasta de zi cu zi. Într-adevăr, e o preocupare într-adevăr intensă să ne ducem viața de credință. Am putea zice că plecând de la această ipoteză, a zice, n-ar rău să mai petrecem foarte mult, Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat, nu s-a mai adăugat nimic, nu s-a mai scos. Concentrarea mea ar trebui să fie spre aplicare și mai puțin spre recitire. Cum vezi lucrul ăsta? Da, așa este. Slavă Domnului că oamenii vor să aplice ceea ce au citit. Da? Este un gând admirabil. De fapt, n-ar avea niciun rost să tot continuăm să citim dacă nu suntem pregătiți să punem în practică ceea ce am citit, ceea ce știm. Însă gândiți-vă ce bine am putea să aplicăm anumite principii dacă ne vor fi proaspete în minte, pentru că le-am recitit de curând. Vedeți, a pune deoparte un sfert de oră să citești din Biblie nu te împiedică să împlinești, să aplici în următoarele 95 de sferturi de oră dintr-o zi ceea ce ai citit. Da? Deci este destul de puțin ca un sfert de oră să citești, ca apoi în următoarele 95 de sferturi de oră dintr-o zi, din 24 de ore, să aplici ceea ce ai citit. Cumva scuza aceasta că nu mai citesc pentru că acum știu destule și trebuie doar să aplic, nu este validă din punctul meu de vedere. O altă motivație pe care o găsim și surprinzător chiar la cei mai în vârstă este că, dom'le, Biblia am citit-o când eram tânăr, atunci mi s-a părut ceva extraordinar. Prima interacțiune cu Sfânta Scriptură, am spus, este o experiență, unii nu înțeleg nimic și va trebui să o reia, alții încep să înțeleagă, dar nu tot. Am spune că cu greu. Deci după multe și multe citiri și poate parcurge unor comentarii, discuții cu diversi, ai putea spune că încep să înțelegi ceva din Sfânta Scriptură. Dar noi zic, doamne, eu mi-am citit, mi-am făcut partea acum mulți ani de zile, nu mai e nevoie să o citesc acum de la cap la coadă, citesc așa frânturi în funcție de nevoie, în funcție de unde se deschide Scriptura, știu eu, sunt tot felul de obiceiuri. Cum argumentezi tu împotriva acestei practici, să spunem, de a nu mai citi Scriptura pentru că ai mai citit-o odată? Da. Cei drept nu rostim foarte, foarte des această obiecție, dar ne gândim destul de des la ea.
am citit-o odată, de ce să mai citesc odată? E aceeași, cum bine anticipat și dumneavoastră. Însă vedeți, cei mai maturi oameni ai lui Dumnezeu au fost dedicați citirii și studierii cu regularitate a Scripturii. Este atât de multă bogăție în cuvântul lui Dumnezeu încât de fiecare dată când te apropii de cuvânt, descoperi comori nebănuite. Cuvântul lui Dumnezeu este, dacă vreți, ca o mină, de unde cu cât te avânzi mai în adânc, cu atât scoți nestemate mai strălucitoare. Nu trebuie să te oprești înainte de a o începe, nu trebuie să te lași descurajat, ci să fii perseverent. O cunoaștere mai profundă a Scripturilor duce la o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu și, practic, asta își dorește Dumnezeu de la noi, să-L cunoaștem și să umblăm cu El. Când oamenii spun de ce să citesc Biblia, motivul este foarte simplu, pentru că cunoașterea Scripturii ne duce la o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu. I-am adus aminte, se spune despre George Mueller, celebrul om al lui Dumnezeu din Bristol, din Anglia, care se spune că a înființat mai multe case de copii unde de-a lungul timpului a hrănit peste 100.000 de copii. Una dintre pasiunile lui a fost și una dintre resursele lui spirituale a fost citirea Scripturii. Se spune despre el că ar fi citit de peste 100 de ori Sfânta Scriptură. Eu am un unchi din partea soției care și el de asemenea se apropie de 100 de ori cât a citit Scriptura. Deci ce vreau să spun este că cu cât citim cuvântul mai mult, îl descoperim mai mult pe Dumnezeu acolo. Este ca și când te-ai duce la toamna la un măr încărcat, când scuturi prima dată, e adevărat că pică mai multe mere. Însă dacă te duci a doua, a treia, a patra oară și a mai rămas un măr în vârful unei crengi, când pică, ei, mărul acela face pentru tine mai mult, parcă este mai gustos decât toate cele pe care le-ai adunat prima dată. Așa este când descoperi adevăruri în cuvântul lui Dumnezeu. Mie mi se întâmplă uneori să dau peste versete, deși am citit și o Biblia de mai multe ori, să dau peste versete peste care parcă niciodată nu am dat. Și spun, parcă acum este prima dată când descoperi versetul acesta și este atât de bogat, atât de frumos. Da? Deci trebuie să o citim atât cât avem nevoie și mai ales trebuie să ne facem din asta o practică zilnică, pentru că este felul în care ne întâlnim în părtășie cu Dumnezeu. El ne vorbește, spunem noi, în bisericile noastre, El ne vorbește prin cuvânt, iar noi îi răspundem lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu și indiferent de ce gânduri ne trec prin cap, să știi că nu toate gândurile sunt de la Dumnezeu, așa că trebuie să ne aducem aminte că întotdeauna, că rugăciunea și cititul Scripturilor sunt două lucruri pe care trebuie să le facem zilnic și să ne disciplinăm în a face lucrul acesta și orice ar veni, orice gând ar trece prin mintea aceasta, să trecem peste el și să ne ținem de obiceiul acesta pe care Dumnezeu ne îndeamnă să-l facem. Acum, bebe, uite că ne apropiem de final și totuși nu putem să lăsăm să spunem provocarea aceasta pe care eu ți-am făcut-o și anume despre citirea Sfintelor Scripturi, nu putem să o lăsăm în aer. Trebuie să venim și cu o soluție sau cu o recomandare, dacă nu cu o soluție. E prea pretențios să spunem o soluție, dar suntem diferiți și nu cred că există o soluție universală pentru toți. Dar totuși, tu, în calitate de pastor, ai experiența aceasta, plus că și tu, la rândul tău, te bați cu aceeași provocare. Și pentru tine, a citi Sfânta Scriptură este o provocare de zi cu zi, un studiu de zi cu zi, da, pe care îl faci. Așa că, dă-ne câteva indicații. Cum să facem mai bine, astfel încât să citim, să fim productivi, să echilibrăm oarecum procesul acesta, ca să nu cădem nici în să devenim plictisitori, nici să trecem așa prin Sfânta Scriptură fără să rămânem cu nimic, că până la urmă putem să facem și lucrul acesta, să fie așa o metodă, astfel încât să fie efectivă, adică să ne ajute până la urmă și să ne placă. Da, mulți dintre credincioșii din bisericile noastre încep la fiecare început, încep să citească Scriptura. Își iau angajamente, promit că o vor citi pe toată până la sfârșitul anului. Însă pentru că mă întorc, sunt pasaje mai dificil de înțeles, renunță. Așadar, vreau să ne uităm, să vedem câteva sfaturi practice, să reușim să citim Biblia în întregime și dacă o citim într-un an, împlinirea va fi cu atât mai mare. Tot ce trebuie să facem este să ne punem deoparte, să decidem să ne punem deoparte 15 minute în fiecare zi. Atât. 15 minute. Un sfert de oră. Și asta dacă citim mai încet. Dacă, de exemplu, ești o persoană care citește cursiv,
ai nevoie doar de 10 minute în fiecare zi. Însă o să mergem pe exemplul acesta de 15 minute. Dacă ești o persoană matinală, cel mai potrivit ar fi să pui acel sfert de oră deoparte dimineața. Eu așa fac. Dimineața consider că mintea este mai limpede, este neafectată de problemele de peste zi, de stresul și oboseala de la serviciu și de toate celelalte probleme de peste zi. Ce trebuie să faci este doar să te trezești cu 15 minute mai devreme în fiecare dimineață. De exemplu, dacă te trezești la 6 și jumătate sau la 7 ca să te pregătești pentru serviciu, scoală-te cu 15 minute mai devreme. Și având în vedere că într-o zi sunt 24 de ore, adică 96 de sferturi de oră, oare ar fi prea mult să pui deoparte pentru Dumnezeu unul dintre acele 96 de sferturi de oră și să păstrezi pentru tine 95? Bun, s-ar putea să spui, pentru mine dimineața nu este un timp potrivit pentru că întotdeauna mă grăbesc să ajung la serviciu și așa mai departe. Bun, dacă dimineața nu este cel mai potrivit timp pentru tine, pentru că trebuie să ajungi la serviciu sau poate ești femeie și trebuie mamă, și trebuie să-ți pregătești copiii pentru școală, trebuie să pui pachet soțului care pleacă la serviciu, atunci alege ca cele 15 minute de liniște să fie după ce pleacă toți de acasă și rămâi singură. Știu că vei avea multe de făcut peste zi, să faci mâncare, să speli, să faci curățenie și o grămadă de alte lucruri, dar 15 minute trebuie să recunoaștem că nu-ți vor da planurile peste cap în ziua aceea, ba dimpotrivă, vei avea o minte mai liniștită, mai clară, ca să poți să îți duci lucrul de peste zi la bun sfârșit. Sau, dacă ești o persoană foarte, foarte ocupată peste zi, pune acel sfert de oră sau 10 minute deoparte să citești Biblia seara. După ce ți-ai pus copiii la culcare, în loc să butonezi telecomanda sau telefonul, în loc să pierzi timp pe rețelele de socializare, ia Biblia și timp de 10-15 minute citește din Cuvântul lui Dumnezeu. Poate că într-o zi nu vei putea să pui deoparte 15 minute, dar în altă zi, poate că narațiunea biblică despre un personaj sau despre anumite întâmplări te vor captiva într-atât încât vei continua să citești nu doar 15 minute, ci poate 30 de minute și vei recupera dacă într-o altă zi nu ai reușit să citești cât ți-ai propus. Acum, haideți să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cam câte capitole sau pagini ar trebui să citești ca să termini Biblia într-un an? Trebuie să ținem cont că Biblia are aproape 1200 de capitole, mai exact 1189 de capitole. Dacă le împărțim la 365 de zile câte sunt într-un an, ar veni cam 3 capitole pe zi, mai exact 3,25 de capitole pe zi. Unele capitole sunt mai scurte, iar altele sunt mai lungi, dar niciodată nu îți va lua mai mult de 15 minute să citești oricare dintre 3 capitole consecutive din Biblie. De fapt, unele capitole sunt atât de scurte, precum unii psalmi, că le poți citi într-un minut sau chiar mai puțin de un minut. Și în felul acesta, dacă citești timp de 15 minute, poți să citești 10-15 psalmi într-o zi și să recuperezi dacă ai rămas în urmă. Sau altă variantă este să împarți citirea Bibliei nu în numărul de capitole, ci în numărul de pagini. Și din nou, ținând cont că traducerea pe care noi o folosim cel mai mult, traducerea Cornilescu, are 1223 de pagini, ar veni de asemenea tot cam 3 pagini pe zi. Ar trebui să citești 3 pagini în fiecare zi ca să o citești toată într-un an. Nu ai nevoie nici măcar de un calendar sau de un program de citire a Bibliei, pentru că după ce ai citit cele 3 pagini, pui frumos un semn de carte acolo și apoi în ziua următoare te întorci unde ai rămas. Acum, o altă întrebare pe care oamenii o pun este cum să o citesc, în ce ordine, de unde să încep. Vă dau exemplul meu, eu o citesc la rând. Întotdeauna o citesc la rând, de la Geneza la Apocalipsa. În felul acesta am continuitate în înțelegerea istoriei răscumpărării. O pot citi la rând ca pe o narațiune care are continuitate și în felul acesta voi înțelege planul lui Dumnezeu prin care m-a răscumpărat din păcat. Dar o pot citi și altfel. De exemplu, pot să încep cu Noul Testament, cu viața și cu lucrarea Domnului Iisus Hristos și a apostolilor. Iar când termini Noul Testament, te întorci la Vechiul Testament. Și încă un sfat foarte important, pentru că ne apropiem de încheiere. Dacă vrei să înțelegi ce ai citit, atunci neapărat, obligatoriu, roagă-te întotdeauna înainte de a începe să citești Biblia.
Biblia nu este o carte oarecare, nu este o carte de basme, nu este o carte de povești, nu este o carte de beletristică sau de istorie. Este cuvântul viu al lui Dumnezeu prin care Creatorul ne vorbește. Așadar, cere-i lui Dumnezeu să te ajute să înțelegi ceea ce citești și să aplici principiile pe care le-ai descoperit. Iar la sfârșit, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, mulțumește-i pentru felul în care a lucrat în istorie să desăvârșească planul de mântuire și prin care te-a salvat și pe tine și cere-i puterea de a aplica acel cuvânt, acele adevăruri, acele principii în relația ta cu oamenii din jurul tău. Și în felul acesta să ajungi să ai o bună mărturie pentru credincioșii sau necredincioșii din jurul tău. Extraordinar, extraordinar. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău, pentru mesajele tale din, de fapt, pe care, indicațiile pe care le-am dat, sfaturile pe care le-ai dat în seara aceasta sunt prețioase și ne pot ajuta să parcurgem viața aceasta mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, mă bucur că acum la final ai completat practic aceasta a citirii Sfintei Scripturi cu rugăciunea. Cred că sunt două discipline care ar trebui să ne însoțească în fiecare zi, două discipline fără de care un creștin n-ar putea rezista în lumea aceasta, așa că eu îți mulțumesc și nădăjduim ca cei care ne-au urmărit în seara aceasta au luat aminte sau vor lua aminte la cele spuse de tine și vor începe să citească Scriptura așa cum ai și spus în întregime. Cu siguranță aș vrea să mai continuăm pe tema aceasta a disciplinelor. Azi am vorbit despre citirea Scripturii. Îmi permit să-ți fac o invitație la o nouă emisiune pe o altă temă care ține de viața aceasta de zi cu zi, de practica aceasta de zi cu zi. Așa că noi îți mulțumim și ne rugăm ca Dumnezeu să-ți dea binecuvântare în ceea ce faci acolo, în lucrarea ta pe care o faci în Biserica Baptistă Harul din Nou și, bineînțeles, în activitatea ta publicistică. Vreau să ne întreb așa de sfârșit. Dacă mai scrii, mai lucrezi la vreo carte sau ți-ai mai propus ca în perioada următoare să mai apară ceva din partea ta? Da, am un proiect terminat. Este și corectat doar să fie trimis la editură, la tipografie. O carte despre iubirea față de Dumnezeu, o carte inspirată din cea mai mare poruncă. Se numește Anatomia iubirii, cum să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea. E finalizată, trebuie doar să o trimit la editură. Și recent am început la un comentariu expozitiv pe epistola lui Pavel către Tit. Sunt doar la început, însă mă străduiesc să înaintez. Slavă Domnului! Ești un pastor activ, lucrezi, studiezi, Dumnezeu să te binecuvânteze și îți mulțumim și pentru timpul pe care ni l-ai acordat în seara aceasta. Domnul să fie cu tine! Mulțumesc frumos și eu pentru invitație. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe cei care au fost în seara aceasta împreună cu noi. Slavă Domnului! Stimați prieteni, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați petrecut un timp împreună cu noi în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!